Să fiu extrem de scurt pentru că se pare că ne prinde ploaia. V-am invitat astăzi aici pentru că am început lucrările pe un proiect european în valoare de aproximativ 3 milioane de euro la liceul Victor Ungureanu. Dacă vă aduceți aminte, încă de la preluarea mandatului am spus că investițiile în învățământ și sănătate sunt cele mai importante pentru acest mandat, iar faptele și proiectele pe care le-am derulat în cei 4 ani de zile de mandat, spun eu că confirmă ceea ce am declarat la începutul mandatului. După ce am început lucrările și ne apropiem de finalizare la proiectul european de la liceul Pavel Dan, am reușit, tot pe bani europeni, un proiect de aproximativ 500.000 de euro. Acum putem vorbi și despre același lucru și la liceul Victor Ungureanu, un liceu care recunosc este liceul meu de suflet, pentru că este liceul în care am mers la școală câțiva ani buni de zile. Un proiect care vizează nu doar reabilitarea termică a liceului, ci și îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin dotarea instituției de învățământ cu material didactic de specialitate, dar și îmbunătățirea, reabilitarea și modernizarea clădirii. Ca să vă faceți o idee, în acest liceu plăteam în lunile de iarnă facturi de gaz de aproximativ 90.000 de lei, adică 900 de milioane lei vechi, pentru că această clădire nu a fost niciodată modernizată. Am reușit, așa cum am reușit și pe alte lucrări pe care le-am demonstrat noi, să întabulăm acest liceu, pentru că liceul nu a fost întabulat și fără întabulare, așa cum am mai declarat de mai multe ori, nu se poate face nu se pot accesa bani, fie guvernamental sau europeni. În acest moment liceul este întabulat și proiectul este admis la finanțare și deja se află în stadiu de implementare și se lucrează așa cum de altfel se vede. O să vă citesc câteva idei despre ceea ce vom face la acest liceu. Lucrările de reabilitare a clădirii, care constau în izolare termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea întăririlor exterioare și interioare, existente, reparații la acoperiș și înlocuire țiglă ceramică și realizare tavan casetat, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, cu precizarea că consumul de energie primară va fi asigurat prin surse regenerabile, așa încât a fost prevăzut un sistem bazat pe captarea energiei solare. De asemenea, s-au mai prevăzut lucrări la sistemul de ventilație cu recuperare de căldură, reabilitarea, modernizarea instalației de iluminat public, cu precizarea că toate lămpile din interior vor fi înlocuite cu lămpi cu tehnologie LED, montorizarea unor sisteme inteligente de contorizare, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, refacerea finisajelor interioare și exterioare în zonele de intervenție, repararea, înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare, refacerea finisajelor interioare, refacerea finisaje grupuri sanitare, reamenajarea curții exterioare a liceului. De asemenea, sunt vizate ca lucrări și lucrări la sala de sport a liceului, lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, sistem fotovoltaic pentru producția de energie electrică, lucrări de reabilitare și modernizare a instalației de iluminat aferent clădirii sălii de sport, cu aceeași precizare că vom folosi tehnologie LED. Nu în ultimul rând, în scopul îmbunătățirii actului educațional prin formare profesională și dobândirea de competențe, s-au prevăzut ca dotări pentru atelierele de croitorie, 25 de mașini de cusut profesionale, 5 mașini de călcat cu aburi, iar pentru laboratoarele de informatică s-au prevăzut 50 bucăți calculatoare desktop cu monitor, din care 25 vor fi dotate și cu SoftCAD. Și de asemenea vom achiziționa table interactive smart, 20 de bucăți pentru dotarea 20 de săli de clasă și un sistem audio-video proiecție pentru sala de festivități. Acestea sunt în mare lucrările de intervenție pe acest proiect, care, repet, are o valoare de aproximativ 3 milioane de euro, care are termen de finalizare proiect. Estimăm noi luna martie anului 2021, deci nu va mai dura foarte mult și elevii se vor putea întoarce într-un liceu, știu eu, prietenos, s-ar putea zice, care nu vom mai avea teac el cu consumurile și așa mai departe. O să rog pe doamna director Paula Bozdoc, directoarea liceului Victor Ungureanu, să vă spună câteva cuvinte și după aceea, dacă ploaia ne lasă, vă răspundeți și la întrebări, dacă nu ne mutăm eventual în intresală. Mulțumesc frumos, domnul primar, și mulțumesc încă o dată că am ajuns aici. În primul rând, dumneavoastră, trebuie să vă mulțumesc. Ați reușit să rezolvați problema juridică foarte importantă legată de întabulare. Aceea a fost principala piedică care
nu ne-a permis să accesăm până în acest moment fonduri europene de reabilitare. Vă mulțumesc încă o dată că mi-a îndeplinit visul ca director. În momentul în care eu am ajuns director, asta am visat, să văd școala reabilitată. Din 1970, de când a fost dată în funcțiune, lucrări de execuție capitală, de reparații capitale, nu s-au mai făcut la aceste clădiri, la această clădire. Și asta am visat să realizez. Visul meu se va împlini, de aceea sunt extrem de bucuroasă. Și sper să văd în martie o școală cu adevărat europeană, așa cum ne dorim, și elevii să vină cu drag și spor la școală. Îmi doresc din tot sufletul. Mulțumesc mult! Da, aș vrea să mai amintesc că nu este, sau să vă spun că nu este doar meritul primarului, nici vorba despre așa ceva. În principal este vorba despre meritul echipei de la biroul proiecte din cadrul primăriei municipiului Câmpia Turzii, de aportul substanțial al domnului viceprimar Sabin Ghemeș și de aportul domnului Luca Simion, șeful serviciului investiții, oameni care alături de colegii de la Știu Contabilitate și achiziții au pus umărul la ca visul doamnei director să devină realitate. Mulțumesc. Am visat, pentru că să știți că și eu sunt fostă elevă acestei școli și am ajuns directorul școlii, așa cum domnul primar se mândrește că este un fost elev al școlii, la fel de mândră sunt și eu de aceasta. Mulțumim frumos. Dacă aveți întrebări, vă stăm la Eu aș vrea să vă întreb o singură chestie. Ați zis că în martie ar fi finalizarea proiectului. Vreau să întreb, afectează cursurile cumva? Teoretic nu ar trebui să afecteze, dar oricum avem capacitatea, pentru că liceul este foarte mare, avem capacitatea de a reloca sălile de clasă și elevii în... Știți că acest liceu este compus din 6 pavilioane, pavilionul central și 5 pavilioane laterale. Avem capacitatea de a reloca copiii de așa manieră încât să nu afecteze cursurile. Și apropo de, spuneați de relocare, cum stați acum cu numărul elevilor, doamna directoare? Scade ca și la alte școli sau se menține același? Este în ușoară scădere, dar nu atât de mult ca și la alte școli. Asta ne bucură. Adunăm elevii din toată zona Câmpia Turzii, nu numai din orașul Câmpia Turzii. 50% dintre elevii noștri sunt navetiși de pe satele din jurul Câmpiei Turzii și încercăm și reușim să le creăm condiții egale în ziua de astăzi, pentru că nu le este nici lor ușor și să-și continue viața și profesionalizarea. Mi-a duce de aminte de industria sârmei Câmpia Turzii, așa era și pe vremuri. Muncitorii mai mult de jumătate erau navetiști. Erau trenuri de navetiști, autobuze. Proporția se pare că se păstrează. Domnul Bucur. Domnule primar, influențează în vreun fel acest proiect sau acest proiect este influențat în vreun fel de retrocedarea terenurilor, atât parcul din față cât și din spate? Nu, dar nu are nicio legătură. Proiectul vizează strict proprietatea, așa cum este comun, nu pot să lucrez decât pe proprietatea noastră. Deci nu avem ce... Sincer să fiu, noi am purtat discuții pentru a veni și a preda, mai ales partea din spate, care mă deranjează cel mai tare, pentru că nici nu o întrețin și nici nu au venit să o preia, ca să zic așa, să face predarea, primirea. Și aici este o problemă, că arată urât, într-adevăr. Asta este. Se va clarifica și acest aspect juridic până la urmă. Pentru doamna director am o întrebare. Există o discuție în oraș în legătură cu faptul că în urmă cu 3 ani de zile s-au montat niște geamuri pe campanie aici la dumneavoastră la școală? Mi se pare că domnul Rusu Ciprian le-a montat cu bine. Și se lansează astfel ideea că schimbarea geamurilor termopan montate în urmă cu 2, 3, 4, 5 ani ar fi de fapt o risipă. Aș vrea să vă întreb dacă acele geamuri termopan pe care le-ați montat și care ele figurează ca investiții încă neamortizate în contabilitate, vor fi înlocuite. Sau cum veți rezolva problema contabilă? Deci eu sunt primar de 4 ani de zile și nu știu ca în acest mandat să se fi schimbat. Sunt mai vechi. S-au schimbat, dar sunt mai vechi. Deci, s-a verificat lucrul acesta în momentul în care s-a făcut proiectul. Deci este o poveste în oraș, vă dați seama, când m-am trezit. Poveștile sunt multe și de natură diferită. Nu mă interesează poveștile din oraș. Noi vorbim de lucruri concrete, vă spun 100%. Deci, practic, ceea ce în fața camerelor de luat vederi că în mandatul meu de primar nu s-a schimbat nici. Dar știu că s-a verificat, că am fost întrebat și s-a verificat lucrul acesta. Da, director, eventual așa ca idee, la un moment dat era vorba că nu știu dacă să le numesc probleme. Au existat unele nemulțumiri în legătură cu schimbarea, nu a profilului școlii, ci a introducerii unor noi, să zic așa,
sfere de pregătire. Da. Și știu că au fost la un moment dat chiar probleme că unii dascăli, riscând să-și piardă, știu eu, materia de specialitate pe care o predau sau să li se diminueze orele, încercau să păstreze anumite domenii sau profiluri de pregătire care nu erau neapărat foarte utile în societatea din ziua de astăzi. A existat discuția asta și vreau să vă întreb, care mai e situația acum? Noi am încercat, că acum nu pot să spun că am reușit în totalitate, să ne reprofilăm pe cerințele agenților economici din zonă, ca să putem face învățământ tehnologic, inclusiv legislația ne obligă să contactăm agenții economici și clasele de învățământ profesional se fac doar la cererea agenților economici. Deci este o reprofilare, având în vedere că avem 6 domenii în care asigurăm profesionalizarea elevilor, de la economic, la mecanică, la electronică, la electromecanică, electrotehnică, industrie textilă pentru fete, care nu a fost ani de zile cât a funcționat combinatul în Câmpia Turzii. Noi am menținut în permanență legătura cu piața muncii. Repet, ne străduim. Nu pot să spun că am reușit în totalitate să rezolvăm această problemă. Aici aș vrea să intervin și eu să vă spun. Și eu am venit, când am câștigat primăria, am venit așa cu nostalgia omului care a lucrat ani de zile în combinat. Și am avut niște contre destul de dure cu doamna director, în sensul că normal mi se părea să educăm mecanici, electromecanici, sudori, meserii care sunt extrem de căutate pe piața muncii din țara noastră. Însă am înțeles pe de altă parte că dacă era dorință, nu știu, de tapițer, industrie textilă, pentru că erau 2 sau 3 agenți economici care cu asta se ocupau, erau normal ca dumneavoastră și era absolut și legal în același timp să se muleze. Nu vă ascund de asemenea că purtăm discuții și de anul viitor în proiectul de plan de învățământ sau cum se numește, vrem să introducem meserii cum ar fi cele de recepționer, tot ceea ce înseamnă turism. De turism, tot ce înseamnă industria turismului, pentru că este o latură pe care m-am dorit extrem de mult să o dezvolt și știți povestea pe care am spus-o de nenumărate ori, trebuie să ne mulăm pe ceea ce dacă Turda are Salina Turda, care vedeți că produce o mulțime de turiști, de ce nu poate și Câmpia Turzii? Și atunci proiectul european de la 3 lacuri în valoare de 7 milioane de euro, exact asta va face. Și atunci ne vom lua și de anul viitor vom întrece. Avem nenumărate restaurante zone, nenumărate hoteluri, se construiește hotel de 4 stele plus aici lângă noi. Deci trebuie să ne mulăm pe ceea ce piața muncii cere. Și asta înseamnă inclusiv cadre noi sau reprofilare? Profesorii pot face cursuri de reconversie și unii dintre ei au înțeles lucrul acesta și au și făcut, chiar și directorul are mai multe specializări. Poate preda și mecanică, poate preda și textile, poate preda mai multe specializări, TIC, de exemplu. Asta înseamnă evoluția pieței, evoluția școlii, de fapt, până la urmă. Și școala trebuie să devină flexibilă, că nu avem altă soluție. Oricum, vestea bună este că proiectele europene ale primăriei municipiului Câmpia Turzii încep să se vadă. Nu sunt doar pe hârtie, așa cum proroceau alții. Se văd lucrări și de asta m-am invitat la fața locului, chiar dacă ne plouă, trebuie să se vadă că se muncește, nu vorbim doar de proiecte europene pe hârtie.